astăzi, fraților, am exilat pentru prima dată pe cineva din regatul Burger și haideți să vă arăt cum a început totul. Apropo, a fost un clip foarte interesant. Stați pe la final să vedeți tot ce s-a întâmplat. Mă, ce se întâmplă? Mariusica nu mai face prostii. Bun, deci, fii atent aici. Mariusica, vreau să facem o chestie pentru că am observat un lucru, că te-am văzut pe tine cum tot scrii pe chat și chestii de genul. Observ că lumea din regat, mai ales ăștia de rank mic, adică am văzut Boto cel mai mult, dar mă gândesc că și Zeri și toată lumea de rank 4, nu prea ascultă exact. Uite, fix ce zici și tu. Ok, Mariusica, și m-am gândit cum să facem să rezolvăm chestia asta. Fii atent, am nevoie să-mi faci jos de câteva cărți din astea de scris, că nu știu pe unde le-am pus eu pe ale mele, dar am nevoie, nu știu dacă ai tu, nu e problemă acum. Și o să trebuiască să facem un regulament, ascultă-mă, Mariusica, și pentru cine nu ascultă, o să vreau să-i aduce aici la mine. O să ne trebuiască un pat, mamă, și paturi ne trebuie, Mariusica, fără rost și de paturi. La, uite că mai am un pat, l-am pierdut și eu, mai am... Unde mă, l-am luat înapoi patul ăla de l-am pus acolo? Ne mai trebuie un pat, în primul rând că îmi lipsește mie un pat, dar trebuie să punem un pat aici, să dea click dreapta să se respawneze aici și după să le luăm itemele, să-i băgăm la închisoare pe cei care nu ascultă, practic, și o să avem un regulament, bă, dacă omoară pe cineva, să zicem, care n-au voie să omoare, trebuie să stea nu știu cât la închisoare, dacă face nu știu ce, să stea nu știu cât și tot așa. Trebuie să facem neapărat un regulament strict, asta este faza, ca să știe de frică. Ok, o să trească să vorbesc și cu Cristina. Așa că, bine, rege strict. Mamă, dar e, mă simt ciudat să fiu strict. Așa că, fac și mie rost de niște de-alea și vreau să văd dacă e decapotabilă Cristina pe undeva pe aici. Să vedem dacă pot să vorbesc și cu ea, că și ea are rank 1 până la urmă. Și, mamă, era să mă duc să mor cum era să mor. Ia uite, bă, tot de rank 3 aici, rank 4, de fapt. Ce se întâmplă, bă, aici? Bă, Luca, vezi câte dovedim dacă ne punem unul peste altul. Ia vezi. Forța, Luca. Am înțeles, ok. Ok, Alexe, am uitat să-ți dau ceva totuși, că tu nu ai fost la când am stabilit rankurile. Felicitări, ești rankul 4. Cred că ți-auzi băieții care e faza. Ăsta este echipamentul tău. Da, ideea este că cei de rank 4 nu prea au voie să facă multe chestii, nu ai voie să ieși din regat, nu ai voie să ai chestii mai bune decât o armură de leather și unelte de iron fără enchanturi, fără magie sub nicio formă. Și cam asta este faza, deci toți sunteți rank 4 de aici. Așa, nevoie de ceva, Luca. Ce ai nevoie? Ia zi, Boto. Vreau și eu doar să pot puțin, măcar double jump, dacă vreau să construiesc ceva. Vreau să-ți fac ceva pentru tine, dar nu... Uite. Îmi pare rău, momentan nu pot să-ți ofer nimic. Și că nu sunt în regat. Am vrut să-ți fac ceva și acolo în beci nu e nimic. Nu e nimic de construit, lasă-mă. Păi nu sunt chestii în beci pentru că nu trebuie să ai tu chestii din beci, Boto. Fii atent, îți zic doar atâta. Dacă ai nevoie de absolut orice item, orice chestie, te adresezi la cei cu rank 1 sau 2. Eu am niște treabă momentan. Cine a scris asta? Vreau și eu să știu. Cine a scris că Luca Luchie e cel mai slab rege? Vreau și eu să știu. Ai văzut ce s-a întâmplat pe aici? Hai să... Cine a scris? Stai așa, Zeri, cine a scris? Vino cu acel. Alex a scris? Alexe, cumva ai scris de mine că sunt cel mai slab rege? Nu. Vreau să zic, cine a scris? Zeri? Bă, Zeri, da, clar, Zeri. Zeri sau Alex? Zeri. Ok, păi atunci dacă nu vreți să-mi spuneți, va trebui să vă sacrific pe toți, presupun. Asta este... Asta no, este, îmi pare rău. Dacă nu recunoașteți, Boto. Nu, asta este. Uite ce a făcut Boto aici. Uite ce a făcut Boto aici. Ce a făcut Boto, ia? Uite ce a făcut Boto aici. Uite ce a făcut. Ce a pus? Ia, ce se întâmplă, mă? Cine mai aici? Alo. Care ești, mă, aici? Alo? Bă, e cineva invizibil pe aici. Care face, mă, troll, Marius, că tu erai? Ce se întâmplă, mă? E cineva invizibil pe aici. Bă, Zeri, ce, explică da? Și mie, cine a pus semnul ăla, deci știi că eu nu mă joc. Cred că Boto, nu știu, uite, i-am dat lui Boto, mi-a cerut niște BNR, că și că să mă ajute și pe mine cu BNR-le și uite ce a făcut în casa. Bă, da, asta da, recunosc că asta am făcut eu, asta am făcut-o eu, deci... Am înțeles, bine, Boto, atunci o să fii pedepsit și pentru asta și tu o să-ți dau și ție pentru că și tu i-ai ajutat și, mă rog, ok, bun. Cine mă bate? Ce a fost asta? Avea de asta de invizibilitate, Alex, nu pot să cred. Nu pot să cred. Ok, deci în secunda de față, dacă mai văd pe cineva cu artefacte, ce? O să o încurce. Boto, te rog frumos, ai grijă ca Alex să nu mai aibă niciun artefact. Ok, deci vă rog. Da, de unde să știu? Păi nu, dar
Eu spun ca să, ca să faci ce trebuie ca să nu mă mai supăr pe tine. Deci te rog frumos, bă, să, Luca, să te vezi, duci să... Bă, Luca, tu deja ți-ai luat filmă. Ia du-te înapoi în camera ta și fie rege acolo. A, bă, da? Bă, parcă eram egal aici. Bro, eram egal aici, așa. Nu mai, nu mai suntem egali de când ai făcut toate chestiile alea. Ți-am spus, de acum încolo este un rege strict care conduce acest regat, exact, și va trebui, bă, să vă supuneți. Asta este situația. Ok. De acum încolo, dacă mai prind pe cineva cu artefact, va sta jumătate de oră la închisoare. Atâta trebuie să știți. Mariusica, ai auzit, da? Deci de acum încolo, cine are artefact, jumătate de oră la, la închisoare. Bro, dar ultimele NPC-urile... Atâta am vrut să zic, pa! Domnule Boto, trebuie să înțelegi un lucru. De acum, fără glume, fără chestii de genul, fără semne că eu nu sunt, nu știu cum, să nu vă mai... Alex, ia lasă semnul ăla, vreau și eu să văd. Alexei, vreau să văd semnul ăla din mâna ta repede un pic. Vreau și eu să văd ce se întâmplă aici. Alex, lasă semnul jos. Afară cu corupții din... Luca, Luc, cel mai slab rege. Ia, Alexe, ia, vreau și eu să văd ce scrie pe semnul ăsta tău. Nu vrei să mi arăți? Să te duci înapoi în Ratopia, bro, că acolo era ultimii... Atunci, trebuie să... Se pare că trebuie să vă calmați un pic, cred că, Boto, ia, vino tu un pic cu mine aici, că trebuie să te calmezi, doar puțin trebuie să te calmezi, nu foarte mult. Trebuie foarte puțin să te calmezi. Închide gura, tu ai văzut, bă, Luca? Uite așa, uite, fii atent, ai văzut o pasta, Boto? Boto. Boto, Boto. 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 Treci cu ace. Deci în secunda asta? Nu. În secunda asta, Boto. Nu, treci cu ace. Treci cu ace secunda asta. Bă, bă, ți-o zis că ești frate. Unde, mă, Boto? Vreau și eu să știu unde se spawnează Boto. Te-a făcut fraier, ai trecut pe lângă el și ți-o zis că ești fraier și tot cu mine ai ceva. Am ceva cu tine, Boto, personal. Ai ceva cu mine. Că mi-ai dat foc. Dacă nu-mi dădeai foc... Cristina, zic... Bă, Luca, de ce tu mă aduci aici? Treci cu ace, treci cu ace. Ba da, trebuie să stai cu mine. Nu, îți vino cu ace să mă asigur eu că o să fii cu minte. Trebuie să mă asigur eu că o să fii cu minte. Stai că te bag așa direct. Și stai cu minte. Trebuie să fii cu minte. 10 minute stai pe bară, Boto, ca să te calmezi. Când te calmezi, o să vorbim. Stai că ți-aduc un prieten să nu te plictisești. Stai liniștit că m-am gândit la tine. Deci chiar așa ceva. Gata, hai că l-am luat eu. Unde e Alex? L-ați luat pe Alex? Zi-mă, Mariusica, unde e Alex? Că trebuie să luăm și pe Alex. Boto e la închisoare acum. Ce ia, uite și pe Cristina. Boto pe aici. Da, s-au întâmplat foarte multe, Cristina. Uite și pe Alex. Stai așa că trebuie să luăm la închisoare Luca, pe Alex un pic. Luca, trebuie să-mi faci un mic update dacă s-au întâmplat foarte da, multe. Da, s-au întâmplat multe. Mariusica, du-l tu pe Alex lângă Boto acolo, bagă direct la închisoare. Ok, Cristina, perfect. Ce, mă, iară sunt la închisoare ăștia. Da, s-au întâmplat multe. Zeri, felicitări, tu ai fost cel mai cuminte de rank mic. Așa yeah, că bă, chiar, Luca, chiar apreciez. Luca. Da, Cristina. Prima dată și prima dată trebuie să zic că îmi place coroana ta. Mulțumesc foarte mult, Cristina, dar fii atent aici că avem niște chestii foarte importante de vorbit. În primul rând, pune-ți cea mai bună armură pe care o ai pe tine și nu mai sta fără armură de acum încolo, că te bate și Zeri cu armura asta. Aoleu. Nu știu cum să spun. Zeri, și s-au întâmplat câteva chestii. Zeri, felicitări că ai fost cu minte. Să știi că chiar o să țin minte și următoarea dată poate avansezi, cine știe, în rang, dacă o ții tot așa. Felicitări, eu o să am o vorbă adică, cu Cristina. Ce asta? Îți explic acum, Cristina, fii atentă, ok, hai că mergem la casa luase, nu știu ce facem aici. Bun, fii atent aici. Deci stăm și noi acasă, lase, că nu știu unde să nu mai merg la biserică, că era fix în mijloc acolo. S-au întâmplat câteva chestii și mi-am dat seama că nu am cum să o înțeleg cu Boto și toți rădătorii ăștia decât dacă fac un sistem. Și pe scurt, nu știu cum să spun, dar eu am cam devenit un rege strict. Care este faza cu mine? Ideea este că am pus... foarte multe, de fapt nu am pus încă, dar urmează să pun foarte multe reguli și o să se schimbe câteva chestii pe la noi pe aici. Dar stai liniștită pentru că tu ești destul de safe. Ideea este că am creat niște rankuri, o să ți le spun foarte, foarte repede. Rankurile sunt de la 1 la 4. Rankul 1, practic ai acces la toate magiile, armurile, armele posibile și am încredere 100% în cine are rank 1. Rankul 2 are acces la magie basic și armure enchantate de diamant, dar trebuie să asculte de rank 1 și de rege. După aia rankul 3 nu are voie magie absolut deloc și doar armură de diamant fără enchant. Și rankul 4 trebuie doar armură de piele
și arme de iron. Și ideea este că, da, cine este rang 4 stă în piele și nu poate să facă multe chestii, dar felicitări pentru că tu ai fost foarte loială. Spune, Luca. De ce a scăpat Boto de la închisoare? Boto trebuie să fie la închisoare acum. Cum adică, cum ai scăpat de la închisoare? Vreau și eu să știu. Deci de unde până unde ai scăpat tu de la închisoare? Vreau să știu, Boto, cine ți-a dat drumul? Cine ți-a dat drumul? Cine ți-a dat drumul? Zi acum. Nu, zi-mi acum cine ți-a dat drumul și o să-ți dau pedeapsă mai mică dacă îmi spui cine ți-a dat drumul din închisoare. Cristina. Cine ți-a dat? Mariusica? Mariusica? Cine i-a dat drumul lui Boto și lui Alex din închisoare? Cristina! Bro, chiar n-ai încredere în Cristina! Zeri? N-are cum. Eu? De ce? Eu le-am dat drumul, de ce tu? De ce le-ai dat drumul? Mi-au promis că o să fie cuminți? Nu, lasă 10 minute la închisoare. Niciun cuminți. Boto, stai cu minte. 10 minute. Ai 11 minute pentru că n-ai vrut să-mi spui adevărul. Doamne, deci nu poți, bă, să-i bagi pe ăștia la închisoare. E grav rău de tot, deci se întâmplă. Cine a făcut asta, bro? Deci vreau și eu să știu cine a făcut chestia asta. Uitați-vă și voi. Wow! Uitați-vă ce se întâmplă aici, adică pe bune. Chiar nu... Nu se poate așa ceva. Chiar nu poți să faci ceva în regatul ăsta, fraților. Fraților, n-ai cum, fără să fii așa, n-ai cum să fii rege, vă zic eu. Deci nu ai cum să fii un rege bun fără să faci chestiile astea. Da, mă, Cristina, ideea este că tu ai rank 1, nu am apucat să spun, dar tu ai rank 1, practic ai voie să-ți folosești toate chestiile, că de-aia să le pui. Și Boto cu Alex, nu mă înțeleg deloc cu ei, efectiv, adică nu pot să mă înțeleg cu ei. Deci e jale rău, rău de tot. Și trebuie să-i ținem puțin la închisoare și vreau să facem astăzi neapărat un sistem de niște reguli. Adică dacă cineva face o anumită chestie, nu știu, vandalizează construcții, 10 minute închisoare. După aia, dacă omoară pe cineva iurea, să facă... Uită-te și tu, bro, ce se întâmplă aici? Uită-te și tu, ultimul rege din camera lui. Wow! Deci uitați-vă ce se întâmplă aici. Ok, bun, Zeri, te rog frumos să te ocupi să dărâm toată construcția asta acum. De urgență. Da, păi ai voie să ai unelte de iron, gen. Dacă nu ai unelte de iron, nu știu, fă-ți de lemn. După aia, uite, am niște are... Îți împrumut aici, Cristina, niște unelte. Vino cu acezerii la mine. Bă, de ce? E jale ce se întâmplă aici. Adică nu te înțelegi cu oamenii. Ce faci, Boto? Ia. Alo? Boto? Ce faci? Bine, număr. Ce numeri? Uite niște semințe. Îți plac semințele? Da, îmi plac. Dar ce ai? De ce ești supărat? Nu, ți-am zis, număr. Ce numeri? Mai bine să nu știi. Zi! Nu, lasă. Ce se întâmplă? Ce zice, mă, la Mariusica? Să stai cu ochii pe Boto dacă se întâmplă ceva. Ce se întâmplă, mă? Ce urgență? Ce se întâmplă aici? Care-i faza? Alo? Zeri? Alo, ce se întâmplă, Zeri? A scăpat Alex, uite ce a făcut pe aici, a distrus tot ăsta. Doamne! Unde, dar unde a scăpat? Unde s-a dus? Nu știu, pur și simplu, l-am văzut lângă noi și după aceea a început ca să plece pe aici, uite, a fost prin ăsta, prin tunelul ăsta. Prin tunel? Care tunel? Gen, a spart pe aici? Da, nu știu, se duce în dreapta, așa am văzut. Ah, se plimbă pe aici? Ce face, mă, ăla? Ia. Uitați-vă și voi ce a făcut aici. Bă, nu cred că am aia să-i văd pe ăștia prin pereți, gen. Nu cred că am ăla. Thunderstorm, Angel Wings, n-am ăla. Ok, deci Alex vrea să scape direct. Va trebui să înfunde pușcăria de urgență. Înseamnă. Boto stă acolo în continuare. Nici eu, mă, nu înțeleg unde ce se întâmplă. A ajuns Alex la pușcărie? Ok. Ia, mă, să vedem. Are un motiv și sigur... L-ați băgat și pe Alex, Doamne, în sfârșit. L-ați controlat, da, de iteme? Nu l-am controlat de iteme. Are multe, cred că. Are iteme, Alex, ok. Are. Bun. Ce faceți? Bă, scapă. Stai așa. Nu. Ia, uite, mă. Ok, dă-i pe el. Ia, uite, mă, frate, dacă ați văzut așa ceva. A murit direct. Aoleu, bun. Așa și Boto, cred că s-a dus și el. Doamne ferește, dacă ați pomenit așa ceva, eram sigur că are iteme la el. Eram sigur că are iteme la el. Mariusica, ai vreo carte cu din ăla să văd prin pereți? Că eu nu mai găsesc ăla, ce-mi dai?
Ah, bravo, mă, Marisica, bravo, bravo, bravo. Bun, o să scot o chestie, nu știu, instant așa. Nu mă interesează asta. Hai că-i văd imediat acum. Stați așa că îi băgăm acum înapoi la pușcărie pe toți. Să nu fi plecat de aici, gen. Mai știu unde era regatul lui Boto? Ăla micuț? Da. Stai că era pe aici. Stați așa că probabil se duce, da, da, probabil se duce la regatul lui. Bine că zice Mariusica că are cel mai bun plan. Ce s-a gândit el? Ia, opa. Ia uite-l, bă, frate. Nu, poți să crede, du-te, mă, de aici, nu vin cu... Bă, ultimul trădător, pleacă de aici! Ce-a vrut să-și ia, uite-me. Ia să vedem, și-a dat spawn point aici? Nu. E mort. E în regat, Boto, acum. Gata, l-am omorât pe Boto de aici, înapoi în regat. Nu știu unde e Alex, sincer. Dar o să aflăm și unde e Alex, nu-i problemă. Stați așa să vedem situația, dacă s-a întors sau nu Alex. Pe Boto l-am omorât, ar trebui să fie pe aici. Ok, bun, unde este Alex, întrebarea mea, Boto? Zi, unde e Alex? Vorbește. Unde e Alex? Alo, pământul către Boto. Trezirea, alo. Bună, Boto, Luca. Unde e Alex? Păi era cu voi. Păi cum era cu noi, că era cu tine. Că te-a luat pe nu sus era. Cum era cu mine? Păi mie mi se pare că aici? Băiatul ăsta, Alex, te cam influențează. Destul de negativ, sincer. Ok, ieși afară de aici, Luca, că e doar locul meu. Cred că te influențează destul de negativ, Alex. Și nu știu ce să zic. Cred că o să lasă să-i facem închisoare privată lui Alex sau ceva de genul. Da, da, și Cristine la fel. O închisoare privată cu tine. Aoleo, e jale cu tine, bă, Boto. Deci chiar, nu știu, puteai să fii mâna mea dreaptă. Puteai să ai tot ce vrei și tu-ți bagi joc. Bă, Luca, eu chiar nu-mi permit. Adică tu totuși, îți bagi joc. Îți bagi joc, Boto, atâta vreau să zic. Bro, dar eu n-am vrut și m-ai dat la o parte pentru Cristina. Te-a dat nimeni la o parte. Dacă n-ai, bă, mă ascultai într-o săptămână, era rancunul. Vezi că ești fraier, că într-o săptămână avea rancunul instant. Deci eu chiar îți dădeam. Noi râdem, glumim, dar și Marisica cam simte că nu e mâna ta dreapta. Marisica, fă aia, Marisica, du aia. Marisica, ce ești tu cu Cristina? Ah, Cristina, dar ce-ai făcut astăzi? Hai, Cristina, ai plantat cartofi? Hai să plantăm împreună. Ce plângi, mă, Boto, că tu trebuie să plantezi cartofi. Stați că l-am găsit pe unul aici. E cineva aici. Salut. Ai un moment să vorbești cu noi, domnul Alex? Da. Cum ați ajuns aici ca o cărtiță pe sub pământ? Ți se pare. E un vis, nu? Mi se pare. Am înțeles. Da, s-ar putea să mi se pară totuși. Ia uite-l pe al meu, frate, ce face. Doamne ferește, domnul Alex, calmați-vă un pic, vă rog frumos. Unde vrei să mă duci? Mă duci în vacanță? Unde mă iei cu tine? Hai să ne calmăm totuși un pic, să nu-ți dau două bucăți. Hai, ok. Oricum, cred că moare în pământ sau ceva de genul. Ok. Bun, s-a dus. Am înțeles. Și spawnează aici, acasă. Fix, ești nebun? Ok. Bun. Ia uite-l, bă, dacă ați văzut așa ceva. Bă, stai, mă, domnul Alex, că doar vorbim și noi așa, nu e nicio problemă. Unde e Boto? Ia zi, l-ai văzut pe Boto pe aici? Nu. Nu l-ai văzut pe Boto pe aici, am înțeles. Păi atunci aveți, poate... Ia uite-l, mă, frate. Aoleo, e jale rău de tot ce se întâmplă aici. Deci o să stau să fac asta practic la infinit, cred că. Cred că o să se întâmple chestia asta la infinit, pur și simplu. Iar e jos. Doamne ferește. Dă-i mă cu d-astea, că n-am eu lopată. Bravo, Mariusica. E la el acasă acum. Are un tunel, ceva pe sub pământ, nu știu ce încearcă să facă sau... și-a spart patul, bro. Cred că și-a spart patul acum când s-a... Aoleo, deci cred că l-a dat în atopia. Wow. Stai că mă duc să văd care e faza pe acolo. N-ar trebui să fiu pe aici. Vă zic de pe acum că nu prea e ok ce se întâmplă. Deci nu e pe aici. Are un pat în altă parte, cred că. Habar nu am. Nu știu, Mariusica, eu zic că pur și simplu trebuie să exilăm cu totul și gata. Ia! Ce zice, mă, Boto? What a donat, Boto? Revin în regat doar dacă mai e retei simalea sei manata dreapta semnat si pupat B.O.T.O. Ce? Boto, aici nu e pe nepotisme, pe bani. Cum adică? 50 lei. Mersi de donație, dar gen... Ce? Omul a donat? Ce se întâmplă? 50 lei a donat? Doamne, îmi dă mită.
Aoleo, chat, ce fac? Ce mă fac? Ziceți-mi și mie. Ce să facă? Nu ai cum să te mai înțelegi cu oamenii. Ce iertare? Ce să mai ierți? Nu mai există. Ce iertare? Chat, câtă iertare să mai oferi? Dacă n-ar fi strict, ar fi ok. Păi la început nu era strict, dar de ce a ajuns strict? Din cauza lui Boto, vă zic eu. Vă zic eu de aia. Că ați văzut că eu prima oară am vrut să fac să fie bine, gen. Ia uite, Luca cel mai slab rege by Alex. Na, poftim. Ce părere aveți de chestia asta? Alo. Luca, ce faci? Ce Luca? Faceți? De unde? Uite, ce sunt armurile alea pe voi? Vreau să vă dați jos armurile. Bro, dar nu, nu, nu așa, vorbesc stai, cu nicio armură, nu vorbesc cu nicio armură. Nu, mă simt în pericol, eu nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dacă te apropii de mine te atac. Dar nu mă bat, bro, dar îți promit. Ok, ține distanța. De unde ai armura? De unde ai armura? N-ai din Ratopia, minți. De unde aveți armurile? De unde ai făcut rost de armură? Și Alex, unde a făcut rost? De unde aveți armurile? Rancul tău nu te lasă. Ok, are magii. Ok, nu vorbesc absolut nimic. Să știi. Ok, bun, Luca, hai să vorbim. M-ai chemat să vorbim. Nu, no, v-am chemat fără armuri și fără chestii de-astea, fără magii, fără nimic. O să vă zic o chestie, înainte să plecați ca niște lași, ca ultimii lași. Vreau să vă spun decât atât. Lasă aia, lasă-o jos, stai cu minte cu aia. Stai cu minte cu aia, am zis. Deci, de acum am luat o decizie și nu vreau să vă mai văd în regatul ăsta. Oficial v-am exilat, nu vreau să vă mai aud, pleacă-mă de aici. Ia uite-l. Aha, pleacă lașule. Du-te-mă de aici. Ia uite-l. Ia uite-l pe al meu ce dă cu de-astea. Ce crezi, mă, că mă afectează pe mine două bombițe de-astea? Uite și tu. Ia uite-l, mă, frate. Hai, plecați de aici să nu vă mai văd. Nu mai faceți parte din regatul ăsta de acum încolo. Nici tu, nici Boto. Să-i transmiți lui Boto, dacă mai apuci să-i transmiți lui Boto. Hai, valea de aici. Exilare direct, nu mă mai interesează de aici, nu, am încercat să fac prea multe chestii, dar gata, nu se mai poate, îmi pare rău, asta este situația, va trebui să facem chestia asta, de acum încolo Boto este exilat împreună cu Alex, să nu-i mai văd pe aici, uite că ea și lua repede toate chestiile lui Boto, nu mai zic nimic, dar de acum încolo nu mă mai interesează, deci chiar au făcut prea multe chestii, nu-mi pasă efectiv, i-am exilat complet, nu vreau să mai audă niciun... Care ești aici? Care ești aici? Eu sunt. Ah, ok. Am vrut să te ajut. Ok, oficial i-am exilat pe Boto și pe Alex complet din regat. Nu mai vreau să mai aud de ei. Pentru că, bă, am încercat să fac prea multe chestii și acum au venit cu arme, cu chestii. Ăla se făcea invizibil, avea magie. Adică, bă, nu mai gata. Să-și facă singur regat în doi. Nu știu ce se întâmplă. Dar uitați-vă și voi ce s-a întâmplat pe aici, după toate chestiile astea. Deci am zis, bă, frate, poți să faci rank 1 și să devii la fel cum era înainte. Doar trebuie să nu mai faci chestiile astea. Și uite, știu, am murit de 100.000 de ori. Asta e doar de câte ori, mă rog, că am murit de mult mai multe ori, de fapt, de câte ori nu m-a ascultat pe mine, gen, și nu a făcut și tot ziceam, bă, Boto, stai cu minte, gen, fă și tu ce zic aici, că se rezolvă, o să fie bine cum ar veni, dar, oficial, uitați-vă și voi, că n-ai cu cine să te înțelegi. Și Alex ăla la fel. Zeri, am văzut că, bă, chiar încearcă să se schimbe. Adică Zeri, uite, de exemplu, seara asta Zeri nu a făcut absolut nimic. Ok. Dar Boto și Alex e clar. Adică, bă, pe bune, hai, odată zi, de două ori, de 100 de ori, bă, deja e o 100-a oară în care oamenii mei nu puteau să stea 5 minute la închisoare. Adică îi ziceam, bă, frate, i-am și spus, te scot eu de la închisoare, lasă-mă să fac regulile. Bă, i-am spus până și acum, în ultima secundă, și omul meu tot la fel făcea, adică tot non-stop, ba, îl scotea Alex, ba, se făcea tot felul de scheme să iasă, du-te, bă, de aici, nu mai vreau să aud, oficial declar război lui Boto, deci nu mă mai interesează, război 100%, să-și facă singur regatul, o să atacăm, dacă este cazul, dacă mai vine pe aici, nu o să stau să mai vorbesc cu el, adică eu dacă îl mai văd pe Boto, o să sar direct la bătaie, nu mă interesează. Deci chiar nu mă interesează, mă duc direct pe bătaie. Și asta este, fraților. Nu, itemele astea au plecat ultima oară, a plecat Alex cu ele. Dar e jale, nu știu, trebuie să habar n-am, nu știu ce trebuie să facem, dar e clar că nu o să mai facă parte din regatul ăsta Boto, nu știu unde o să se ducă, ce o să facă.
Habar nu am, dar... Parcă ne-a arătat el, parcă data trecută, unde și-au făcut ei baza. Bă, putem să mergem o tură dacă... Ia vină după mine. Nu sunt aici, că văd eu prin pereți, nu sunt aici. Ce e ăla? Un zombie, ce ăla? Da, nu, nu e nimeni. Nu se mai întorc la baza asta. Deci asta este situația aceasta. A trebuit să o facem, pentru că nu mă mai înțelegeam cu el, efectiv. Adică trebuie să mă înțelegeți și pe mine, că bă, până la urmă, chiar i-am dat foarte multe șanse. Hector nu l-am iertat pe Boto și până așa acum a venit cu magii, cu tot felul de chestii la mine. Adică, bă, nu am vrut, bă, să mai văd cu magii, cu d-astea, gen, pe bune. Bă, nu știu ce se întâmplă, bă, frate, pe bune. Chiar n-am înțeles. Am încercat, i-am dat 100 de șanse să revină, să facă toate chestiile astea. Bă, n-am putut să mă înțeleg. Știi, am încercat și eu să-i zic, bă, Boto, am încercat să-i zic, bă, Boto, te-am scos de la închisoare, mi-ai promis niște chestii, te-am ajutat, nu știu ce, am ținut o morală de asta și ce-a făcut? Asta zic și eu, făcut? Te-am omorât. Mi-a întors spatele. Da, putea să mă omoare, dar pur și simplu a stat așa cu spatele la mine. Eu vreau să te audă, păi da, asta zic, asta e problema, că Boto, nu ai cum să te înțelegi. Gen, toată lumea îmi zice mie că eu sunt ăla rău, dar ei nu înțeleg că n-ai cum să te înțelegi cu omul ăla. Și nu știu, deci chiar nu știu ce să facem, pe bune, gen, cred că așa rămâne. Adică am încercat toate variantele posibile și imposibile vreodată să facem cumva, gen, să, bă, să o dăm la pace, să ne împăcăm, să nu știu ce. Și lumea îmi zice că eu nu vreau să fac pace, bă, nu știu ce să zic, habar nu am. Hai că noi nu vrem, dacă e. Dacă nici noi nu vrem să facem pace, nu știu, să zică lumea în comentarii care este faza, dar nu știu. Să-mi spun acolo, bă, ce-ar face în locul meu, pentru că dacă îmi zice cineva că eu în locul tău aș face să fie din nou egal ca înainte, n-are cum să fie egal înainte, că înainte a fost egal și Boto ne-a trădat și ne-a luat regatul, ne-a dat afară. Ne-a dat afară efectiv pe toți și a rămas el cu Alex. Cum să face egal? După aia îi zic, bă, uite, poți să fii ară de rang mare, să ai teme puternice. Nu l-a interesat, nu l-a interesat, făcea doar de capul lui, a început să vandalizeze, a început să mă omoare, să facă tot felul de chestii, mă, și omora dacă apuca, dar aveam armură prea puternică. Bă, n-ai cum, chiar nu ai cum, ce deci oficial... Pupe? Am confiscat de la el, de la Boto, atunci când l-am omorât în biserică. Vai leu. Deci avea, da, vezi, deci avea rang mic și în teorie n-avea voie cu itemele alea, dar asta a fost situația, na. Deci oficial, bă, na, asta e. Deci Boto e exilat. Deci, pe bune, chiar... Eu cred că ei au o bază secretă undeva unde își țin itemele foarte OP și nu cred că mai e acolo unde ne-o zis ase Mădălin de baza lor. Da, și probabil și-au făcut altceva. Probabil și-au făcut altceva secret. 100%. Dar nu e nicio problemă că o să rezolvăm noi cumva. Dacă e să mai vin aici data viitoare, nu mai stăm cu frumosul, cu nimic. Îi dăm direct... Bătaie, nu mă interesează să-și facă singur regatul. La mine regat nu vreau să mai calce. Asta este ideea. Dacă vrea el să facă, nu știu, să-și facă singur regat sau ceva de genul, să-și facă. Dar la mine nu vreau să mai aud de el, pe bune. Chiar nu vreau să mai vorbesc cu el. N-avem nici spawn point-ul acasă, ești nebun? Uitați-vă și voi. Am zis că fac legile astea, nici măcar nu le-am mai făcut. Mă rog, nu mai contează. Da. Ce se întâmplă? Luca, ce a făcut, m-a omorât acolo Boto și mi-a luat toate itemele. Unde? Aici sus în copac m-a omorât, uite. Doamne. Unde eram fix când ai plecat tu, ei erau aici. Oh my god. Ei erau aici și nu mai am niciun item. Și invizibil, nu? Era invizibil? Da. Bă, nu cred așa ceva. Dai un pic cartea ta să-mi iau ceva din Ender Chest? Da, de fapt nu, că poate yeah. Nu că-i văd dacă sunt pe aici, ia-ți repede și dă-mi cartea înapoi. N-a poftim, frate, dacă ai pomenit așa ceva. Bă, da, sunt și fricoși, adică pe poftim. Bune. Hei, e cineva? E pe aici? Ceva? Se vede ciudat. Vă e frică de război? Pe aici? Atacați doar invizibili, ca de obicei. Așa fac, bă, ăștia, atacă invizibil, că le e frică să se bată, nu știu să se bată. Că și atunci când am fost, i-am bătut, dar i-am spart. Da, n-au luptat corect. Cine e acolo? Opa? Ia, na, poftim. Ia, s-au întors. Nu-mi zice. Ia, ce căutați aici? Ați venit pe bătaie direct? Am înțeles, ok, bun.
Înainte de orice să punem ăsta aici. Stai așa că rezolv eu. Îi rezolv eu pe băieți acum. Ia. Mamă, nu mai văd nimic, ești nebun? Ok. Stați așa un pic să văd și eu ceva eventual. Unde-i Luca? Ia. Uf. O dată așa. Bun. Deci ai mei fac direct bătaie, ești nebun? Oh my god, vine să mă spameze pe la spate. Hai mă, dați-o că vă bat și 1v2. Hai, dați-o cu mine. Dați-o, da, hai, hai să vă văd. Dacă e șmecher, ia, hop. Ia uite-l ce dă, mă spamează din astea. Uită-te și tu, na. Hai că poți, ia uite și a pus de la să nu poți să dai pe el, ești nebun? Hai că ne mai jucăm, vină mă, buton coace. Hai, dă-o cu mine dacă e șmecher. Dă-o cu mine, hai. Bă la el, bă. Hai, gata, afară. Afară, n-ai șanse, Boto. Mamă. Ok. Ok, ok, nu mi s-a dus totemul, nu mi s-a dus totemul. E ok, 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 ok. Ia. Uite. Aia zic. Respect, Boto, pentru munca depusă. Ia, uite-l, mă, frate. N-are ce să-mi facă, n-are ce să-mi facă că sunt regele. Sunt regele lui gen, n-are ce să-mi facă. Chiar dacă mă dă de pământ, încearcă să mă dea de pământ. Cum a bătut prima oară, dar am totem. Am totem, n-are ce să-mi facă. Nu are nicio șansă. Ok, bun. Ia uite-l. Uite-l pe al meu. Hai mă, Alex, dă-o cu mine pe bătaie. Ia uite-l. Doamne. El dă cu bombe din astea, nu mă atinge, ești nebun? N-are nicio șansă. Unde e șeful tău, Boto? Vreau și eu să-l văd pe șeful tău. Lasă pe tine, că tu mă plictisești, tu n-ai damage. Vreau să-l văd pe Boto, pe șeful tău. Mamă, ce mi-a dat? Ce șef, bă, Luca, bă? Hai, mă, Boto, dă-i cu mine, hai. Păi dacă ai furat toate itemele... Ce iteme am furat, mă, Boto? Ia zi. Toate. Toate? Toate. Hai. Ia uite-l ce încearcă să dea. Uite-l, bă, ia uite-l. Ce fuge. Ia uite și pe ăsta. Hai mă, când mă bag cu unul, când cu altul. Știți și voi să vă bate sau doar fugiți? Am și o întrebare. Bă, ești un trădător. Ia uite-l, mă, frate. Doamne. Ce a fost, mă, aia? Ia uite-l ce vrea al meu să facă. Ce, mă, asta? A, da, mă, da. Uite ce încearcă ai mei să facă, ești nebun? Doamne. Traga. Hai că intru eu în aia, ești nebun. Ha, uitați-vă și voi ce se întâmplă aici, ca idee. Ia. Hai mă, Boto, dai. O dai cu mine sau nu dai? 2 la 1, nu e problemă. Stați, nu știți că m-am mai bătut așa, că mereu mă bag cu voi așa. Da, dacă ai furat toate aici. Ia. Ha, alo. Nu mai văd nimic. Ia uite ce e acolo. Are armură mai slabă oricum decât mine, Alex. N-are ce să facă. De fapt, niciunul din ei nu prea au ce să facă. Versus mine. Aia e faza. Ia, hopa, a intrat în asta. Bă, eu nu mai știu unde e Luca, mă jur. Stai că am eu o magie aici, a? Care mă rezolvă. Hai. Ia. Hai mă, dați-o! Hai! Hai cu săbile dacă vă ține! Hai! Hai! Ok! Care mai e, mă? Hai! Ia item-e, ia item-e, Cristina! Unde? Dăm! Ia de acolo, de pe corpul lui. Nu pot, du-te tu ia. Că eu stai. N-am nimica, dacă mă bag aici mor. Ia? Ia uite și pe Alex. Sunt în casă. Ha, mă, Alex, e două, că ești prea fricos, ești nebun, v-am bătut 1v2. Singur 1 versus 2, easy. Ia, opa. Ha, mă, dă-o cu mine dacă ești mecher. Chiar te provoc acum, hai. Ia uite-l cum fuge. Ia uite-l, doamne, ce ai, mă, ești nebun. N-are, mă, ce să-mi facă. N-are ce să facă, efectiv. Uite și tu.
Ok, unde a murit botul acum? Ia, opa. Vezi că erau ceva... Unde ești? Cristian, ești aici? Da, 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 sunt aici. E aici. Oh, mersi, mersi. Aoleu, astea sunt puternice, rău. Cred că armurile și astea. Da, că era pe aici botul, da. A, vină cu Cristina la mine, la mine, la mine, la mine. Da, vină cu aici. Am murit. Ajutor, unde? Ajutor, mor. Unde? Mamă. E asta aici și mor într-una, nu pot. Da, știu ce zici. Că dau o groază de damage. Bagă mere. Uită-te la prostia asta, bă, ești nebun. Vezi că el acolo, ma. Uite-l, mă. Luca! Da, am văzut. Iar o luat toate itemele. Ha, sunt fricoși, mă, i-am bătut 1 versus 2. I-am bătut 1 versus 2, n-am avut ce face chat. Mi-au demejuit prea mult armura, toate chestiile o să mi se spargă pe mine, gen. N-am ce face, din păcate. Din păcate cam trebuie să mă retrag, gen. Nu știu ce s-a întâmplat, acu-i armură, o am pe mine, nu mai am armura mea. Ba nu, asta e armura mea, uite. Ok, protection 4 ăsta. A, uite-mă armura mea. Uite, dar nu mai înțelegem ce armură e, că mi s-a pus automat armura. Da, am luat-o acum pe mine. Da, nu, chiar nu știu ce să dau, că nu mai am atam, reușiteau după ei. Au fugit. Oricum, i-am bătut 1v2, că l-am bătut pe botul și al meu a fugit după. Așa că n-am ce să le mai fac. Jale. Deci cam asta a fost situația, aparent. Deci oamenii s-au întors ca niște fricoși, ca de obicei, tot așa pe ascuns, bam, bam, bam. Și cam asta cred că a fost situația, nu știu, mai au tupeu să mai vină încă o dată, gen? Uitați-vă și vă ce pe aici. Oh, dar i-am bătut, e clar că am chestii mai puternice decât ei. Mi-au luat înapoi armura. Deci chiar mă și miram cum mi se sparge armura, dar nu era armura mea, aparent pe mine. Eu am dat equip all și mi-a dat ăla. Fii atent că am găsit o carte pentru tine, să știi. Da, super. Da, da, ai mega grijă. Dacă e să mai vină, nu știu, eu zic mama, să stai pe invizibil. Da. Mă duc să o ascund. Bagă. Vezi că mai am câteva artefacte, gen, nu știu, te ajută. Ia-le și pastea doar așa. Da, nu știu. Asta am reușit să iau de la ei, dar... Da, cred că sunt ale mele. Hai că e bine că ai mai luat din item-ul înapoi, dar... Da. Mă enervează, bă, că era prea fricos, el a stat să te campeze pe tine, să te omoare de 10 ori. Care n-am avut nimica, sincer. Da, mă, i-am bătut pe amândoi, dar ce să le faci, știi, bun? Ok, deci Cristina și ascunde acolo item-ele. Cam asta cred că a fost. Jos totemul, chat, nici măcar am folosit totemul, gen. Nici n-a fost nevoie să folosesc totemul și tot i-am bătut. Despre ce vorbim? Ideea este că botul este cam laș. Și oficial este exilat de tot. Nu mai vreau să mai audă niciun boto și de nimic. O să continuăm să ne atace, o să continuăm să câștigăm de fiecare dată când ne atacă. Pentru că, bă, până la urmă, n-ai ce să-mi faci. Noi suntem mult mai puternici, suntem și mai mulți. O să-l bag pe Ase, cel mai probabil, și pe el. O să-l bag pe rank 1, că acum n-avem ce face. Ne cam trebuie oameni, sincer, cu armuri puternici și tot ce e nevoie. Cam asta este faza cu Boto. Deci, oficial, Boto este exilat. Este scos din ecuație vreodată. Să-și facă singur regatul lui, nu mă mai interesează. Am încercat să o dau la pace, n-au vrut pace, au venit direct la război. I-am bătut când au venit la război, dar au plecat ca niște lași. Și vedeți că, bă, în secunda de față, sunt destul de sigur că am cam cele mai puternice iteme din Ratopia. Adică, până la urmă, nu prea au ce să facă nici dacă vin, gen, dacă vin amândoi pe mine, ați văzut și voi ce se întâmplă. Efectiv, câștig și când vin amândoi pe mine. Deci, nu prea au ce să facă. Nu prea au ce să facă, habar n-am, o să trească să facem și mai securizat regatul și nu știu, până când o să rămână fără niciun item. Cam asta este faza, o să facem full lander chest-uri probabil, o să vedem ce urmează să facem cu toate itemele ca să nu mai poată să mai fure iteme puternice de la noi sau chestii de genul, dar momentan cred că cam asta este situația. Deci oficial Boto și Alex exilați pe viață din regatul Burger, nu mai au nicio treabă cu regatul ăsta.